Asociația Creatorilor de Ficțiune din România a decernat împreună cu o revistă premiile Ficțiunea. Nevoia asta de a premia oameni care sunt fixați prin creațiile lor la graniță, pe frontiera dintre arte. Trăim într-o perioadă în care lumea practic nu mai... Am spus că se spune, se citește puțin. Se spune, nu mai suportă nimeni să stea până la finalul filmului. Premiile de anul acesta au fost pentru 3 categorii. Pentru cel mai creativ artist vizual au fost nominalizate 7 persoane. Juriul a decis ca Bogdan Farcaș să primească premiul pentru rolul Florin Iespas din lungmetrajul Neidentificat, pentru care a primit și premiul Gopo pentru cel mai bun actor. Tuturor celor fără de care filmul ăsta Neidentificat nu ar fi existat. Adică vă spun onest, eu sunt o picătură într-un pahar cu apă. Și rezultatul muncii mele este de fapt rezultatul muncii lor. La categoria cel mai creativ scriitor au fost nominalizați 7 scriitori, iar premiul a fost primit de Liviu Gestan pentru romanul Salamandre. E o ironie frumoasă că manuscrisul meu a fost primul care a ajuns în colecția de bibliotecă de proză contemporană de la Litera și acum se pare că iarăși am picat în rolul acesta norocos de a fi primul care ia primul premiu pentru cel mai creativ scriitor. Pentru ultima categorie, personalitatea artistică a anului, s-au întrecut 7 artiști. Juriul a decis ca premiul să meargă la Horațiu Mălăele pentru implicarea în numeroasele zone ale ficțiunii: film, teatru, carte și desen. A fi sau a nu fi, aceasta e întrebarea. Este emoționant și măgulitor faptul că, în afară de bunul Dumnezeu, sunt câțiva comentarii frumoși care văd, știu și reacționează. Pentru cei care nu văd sau nu vor să vadă, pentru cei care nu știu, am scris prin înștiințare acest raport de activități. De ce fac toate astea? Pentru că este modul meu firesc de a da mâna cu dumneavoastră. S-a depășit pe el însuși prin... realizând un film, a scos 3 cărți, a avut o expoziție extraordinară și un spectacol care memorabil, Tachianche și Cadăr. Juriul a fost alcătuit din 2 naruști, scriitoare, Adriana Irimescu, actriță, și Andrei Boncea, producător de film. Ne aflăm într-o perioadă în care arta hibridă ocupă un loc foarte important, că e clar că lumea încearcă să nască alte forme de exprimare artistică. Evenimentul a avut loc seara trecută la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret și a beneficiat de sprijinul Centrului Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada și al Consiliului Județean Constanța.